Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Tonia și vă invit la o etalare generală, la o etalare noaptea, târziu, pentru că tarotul vorbește cel mai bine noaptea, târziu. Am să vă rog să vă gândiți la persoana dragă din sufletul vostru, să-i rostiți numele. Lăsați-vă ghidate de înger, de divinitate și să vedem ce vrea să ne spună această persoană în miez de noapte. Va mai insista la tine? Mă interesează foarte mult să știu. Doamne ajută, Doamne fi cu noi. Va mai insista această persoană la tine? Dar întâi de toate vreau să văd energia sa. Energia sa este o energie de pace. Cere pace între tine și el, dar primul mesaj de la această persoană este că și-a preluat niște vicii din trecutul său, niște toxicități, niște adicții, adică această persoană în momentul de față fie că fumează, fie că consumă alcool, este foarte gânditor la tine, niște dicții din trecutul său, parcă s-a dus într-un adânc al obiceiurilor nesănătoase ale sale. Observăm aici că agonizează, este trist, abătut, dar nu acționează. Însă cealaltă carte ne vorbește despre o pace. Își dorește o pace cu tine. Energia sa este cum să fac pace cu persoana ta. Haideți să vedem mai departe și energia ta, tu cel din spatele telefonului meu, să vedem ce energie ai în această noapte, în miez de noapte, care este energia ta, tu cel din spatele telefonului meu. Ai o energie care consider că cumva trebuie să ieși la suprafață din această situație, te gândești la un voiaj, la o experiență, probabil că te pregătești să-ți iei un concediu sau să pleci undeva la munte, undeva departe, experiențe noi, lucruri noi. Te gândești să iei viața ta în propriile tale mâini și să mergi mai departe. Te gândești să lași energia sa în spate. Vezi cumva, dincolo de această situație, vezi o lumină, o situație mai bună. Nu vrei să stagnezi în această energie de supărare, tristețe, poate anxietate sau lucruri care nu sunt favorabile. Mai vreau o carte pentru conexiunea centrală. Wow! Parcă a trecut prea mult, parcă s-a întrecut măsura, parcă s-au petrecut lucruri grave între voi doi. Consider că cumva trebuie să pui un fundament al acestei relații. Te gândești să nu-i mai oferi următoarea șansă. Poate că i-ai dat a doua șansă, a treia șansă, a patra șansă, dar în acest moment te gândești să nu mai dai încă o șansă acestei persoane, acestei relații, pentru că cumva, dând aceste șanse, te autodistrugi. Ai început un program de autodistrugere și consideri că nu se merită să-ți distrugi sănătatea, starea ta de persoană. Te gândești cumva că lucrurile, cât ai vrea să faci pentru această persoană, nu prea ai sorți de izbândă. Însă, la baza pachetului, observăm o carte foarte intensă, te potriveai foarte mult cu această persoană, subconștientul tău încă lucrează, se gândește la o situație în care parcă sunteți unul pentru celălalt, o situație nesoluționată între voi doi, parcă ceva nu s-a terminat,
Ceva care ați discutat în trecut nu s-a rezolvat, promisiuni lăsate în deșert, lucruri care nu s-au mai ținut de cuvânt. Ok, drăguții mei, haideți să vedem. Va mai insista această persoană la tine? Ia să vedem. Va mai exista conexiunea asta între voi doi? Va mai insista această persoană la tine? Doamne ajută, Doamne fi cu noi. Luna, sunt lucruri neștiute, parcă nici tu și nici această persoană nu comunică. Aveți foarte multe intuiții unul către celălalt, dar cartea aceasta ne vorbește despre a nu mai sta în iluzii referitor la această persoană. Se creează aici o dramă, cumva, în această vulnerabilitate. Ai o stare de anxietate, insecuritate, te gândești că dacă apare această persoană și va insista la tine, e foarte posibil să nu poți să ții piept acestei relații, să nu poți să frânezi, pentru că cumva te trage foarte mult această persoană, parcă te duce în lucruri care nu le poți controla. Va mai insista această persoană la tine, la energia ta? Regele de cupe, bineînțeles că va insista. Va insista pentru că atunci când are nevoie de dragostea ta. Ce ne vorbește această persoană? Că va veni cu o toleranță către tine, cu o diplomație, afectuos, orientat către vremuri mai bune, pentru a-ți arăta că nu știi să-l citești, nu știi că te înșeli în privința sa. Ca și cum vezi, eu am sentimente, dar vezi, tu dramatizezi lucrurile, că de fapt nu vezi tu bine lucrurile, adică ca și cum te-ar face incapabilă să vezi dragostea sa. Foarte interesant. Va veni către tine, va insista la tine în conexiune. Te va șoca foarte puternic ceva referitor la această persoană. Această persoană deține o traumă în interiorul său, ceva care dăinuie de foarte mult timp, ceva te va șoca în sensul că una spune și alta face, probabil. Azi îți spune că te iubește, poate în câteva ore îți dovedește inversul, sau azi îți spune că te iubește, mâine spune că a decis un alt drum. Deci, este o persoană care creează șocuri emoționale. Aici îți spune că el are dreptate, el te iubește, dar tu nu vezi lucrurile clar, că tu de fapt dramatizezi situația între tine și el, că le iei într-un anumită formă personală a ta, că tu nu înțelegi și nu vezi bine lucrurile, iar aici se contrazice și ia o altă decizie a situația opusă, adică aici te iubește, aici știi, am ales pe altcineva. Adică sunt niște lucruri care se bat cap în cap, ca și cum polarități diferite. Ai grijă să nu-ți creezi șocuri emoționale cu această persoană, pentru că este în stare de orice. Oare relația asta este sănătoasă? Nu este sănătoasă. Vei decide într-un final să-l lași în trecut. O persoană agresivă, o persoană cu o structură prin care, dacă el consideră că tu ai sentimente pentru el, ar trebui să-i faci niște compromisuri. Însă tu nu dorești aceste compromisuri, ești foarte hipersensibilă de acum în această situație.
Însă, ca relație, nu este o relație sănătoasă. Vorbim despre cifra 15, cifra diavolului, despre îndrăgostit, despre adicții nesănătoase, depresie care nu s-a vindecat la această persoană, mental care nu corespunde cu structura a oamenilor de zi cu zi, obsesii foarte multe, dependențe, securitate foarte multă către sufletul său, violent uneori. Deci această persoană nu ne jucăm cu el, pentru că diavolul ne poate vorbi despre orice, se tot întoarce. Deci avem cifra 18, 9, 7, 16, 5. Deci avem lucruri aici care creează o insecuritate. Veți avea succes de a închide această relație, voi cei care ascultați această filmare, dacă te-ai regăsit în această etalare, vei pleca la drum și vei închide această conexiune. Vei constata că trebuie să fii puternică, că cupele astea sunt goale, sunteți persoane foarte diferite, însă veți decide să închideți un capitol și să redeschideți altceva în viața voastră. Haideți să scoatem și câteva litere. Să vedem cine a rezonat. Avem litera E, A, R, N, Z, F, B, W, A, S. Avem pe cineva aici cu litera X, poate fi relație de trio. Avem D, avem B, avem L, avem Y, avem L, avem V, avem H. Dragii mei, sperând că v-ați regăsit în această etalare. Am să trec și la pendul. Am să vă rog să vă gândiți la o întrebare prin care să vă răspundă pendulul, prin da sau nu. Vă las câteva secunde să vă gândiți, apoi eu am să ghidez pendulul să vedem ce ne poate spune în această seară. Noaptea târziu cu tarot Tonia. Așa că am să poziționez acest pendul și am să te rog să te gândești la o întrebare. 3, 2, 1 și... Pendulul ne răspunde în această noapte, trecut de miezul nopții, că decizia nu este luată, adică nici măcar nu este gândită, nu este judecată. Deci este o indecizie aici. Mulțumesc tare mult și vă urez noapte bună. Bye, bye!